Salutări, eu sunt Alex. Ne aflăm astăzi în drumul taberei. Suntem chiar pe Bulevardul Timișoara, complex Exigent Plața. O să vedeți că avem o priveliște deosebită către Parcul Liniei, este în partea dreaptă. Ajungem și acolo. Bun, haideți să vedem. Ne aflăm la etajul 10 din 11. Complexul este construit în anul 2022. Vedem, avem un parchet pe jos. Am început practic video direct de la intrare. Cum intrăm, în partea dreaptă avem baia, vedem mașină de spălat rufe. Mă vedeți și pe mine care apar în această oglindă. E o baie spațioasă cu un ventilator de aerisire în partea dreaptă. Iată dormitorul. Se vinde mobilat și utilat așa cum îl vedeți. Mobilat de dormitor cu televizorul. Și bonusul de care vă spuneam este acest parc. Da, este parcul Liniei, de la Lujerului, drumul Taberei. Practic suntem cumva Bulevardul Timișoara, drumul Taberei, Lujerului, zona aceea. Parcul Liniei, îl vedeți, avem și o plasă de țânțari, nu o să mai deschid eu acum, o să deschid la sufragerie. O să vedeți mai bine din sufragerie. Bun, mergem mai departe, este holul de intrare, cu bucătăria. Avem mașină de spălat vase. Avem un expresor, avem un cuptor cu microunde, cuptorul normal cu aragaz, iată și centrala de la Wiesmann. Aceeași priveliște, tot apartamentul practic are priveliște aceasta către Parcul Liniei. Avem și balconul, frigiderul și mergem și la zona de living, la zona de sufragerie. O să aprindem un pic becul. Așa, cât să se vadă mai bine, bun. Iată sufrageria, o sufragerie mare, spațioasă, are undeva la 23 de metri pătrați. Televizor mare, avem aer condiționat, Starlight, și ieșirea pe terasă. Ieșirea pe terasă, iată terasa, avem o măsuță cu două scaune și cu această priveliște de care tot v-am spus. Priveliște liberă către Parcul Liniei. Da. Acesta e apartamentul nostru de astăzi. Un apartament cu două camere, are suprafața totală de 56,20 de metri pătrați. Ne aflăm la etajul 10 din 11, complexul Exigent Plața, blocul construit în 2022. Despre asta e vorba, aveți toate detaliile în descriere. Eu, ca de obicei, sunt Alex, vă aștept cu mare drag la vizionare. Toate cele bune, să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine.